137 de cetățeni români au cerut ajutorul ambasadei României la Tokyo. Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a cerut public astăzi Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare să constituie o celulă de criză și să prezinte evaluări la interval de 12 ore. Cererea lui Baconschi trebuie aprobată și de executiv. Maria Toader este acum la guvern. Maria, ce a mai cerut ministrul de Externe? Bună ziua! Ministrul Baconschi a ajuns în urmă cu puțin timp la Palatul Victoria. El va cere astăzi guvernului ca printr-o hotărâre să aprobe suma de 200.000 de euro necesară eventuale evacuare a românilor care sunt în momentul de față în Japonia și nu au putut să iau o cursă de linie pentru a se întoarce în România. Potrivit ministrului, care a declarat în comisia de Parlamentului, în momentul de față aeroportul din Tokyo nu este operațional, iar cel din Osaka este foarte îndepărtat de locul în care se află majoritatea românilor care au solicitat sprijinul autorităților române pentru a pleca din acel infern. Trebuie să știți că ministrul a mai cerut și această înființare a unei celule de criză din 12 ore care să dea informații guvernului cu privire la situația reactoarelor de la Fukushima, dar și cu privire la nivelul radioactivității în aerul din spațiul românesc. Trebuie să știți că aceasta nu a fost înființată, dar ea, o decizie în acest sens va fi luată de-abia în urma acestei ședințe, deoarece instituția este coordonată direct de către primul ministru. Pentru milioane de niponi, viața a luat o întorsătură tragică. Japonia s-a întors în timp. Inimaginabil. De acum 5 zile, 500.000 de suflete stau în adăposturi și mult mai mulți oameni îndură lipsa apei și electricității. Printre ei și numeroși români. Ieri de dimineață ne-a oprit curentul. Când plecam spre școală, erau părinți care erau la intersecții. Se asigurau ca copiii să ajungă, ca elevii să ajungă în siguranță la școli. Stau fără lumină, fără... am înghețat de frică cu copiii. Mâncarea și combustibilul sunt mai prețioase decât aurul. Nu sunt mașini pe stradă, pentru că nici benzină nu mai dau decât 20 de litri la fiecare parte. Nu avem mâncare, nu e mâncare pe mucăieri. Am un bebeluș, un copil de 5 ani și o fetiță mai mare. Deci vreau să plec în țară și nu se poate. Ar părăsi tărâmul lovit de catastrofă în orice clipă. Japonia nu mai este o țară sigură. Trebuie însă să se descurce de unii singuri. Vreau să-mi trimit copiii în România, am cumpărat biletele. Doar copiii, pentru că pentru mine nu am mai găsit bilet. Nu sunt bilete pe nicăieri. Am stat la coadă o zi, deci exact 27 de ore. Ambasada României nu poate interveni pe lângă tur operator să faciliteze cumva obținerea în avans a unui bilet. Există niște timpi care trebuie respectați și fiecare cetățean va fi deservit în funcție de solicitarea trimisă. În acest timp, zeci de mii de soldați și polițiști sprijiniți de numeroase echipe străine de salvare continuă să caute printre ruine. Încă mai speră să găsească supraviețuitori, dar timpul nu ține cu ei. Cu fiecare minut ce trece, șansele ca cei găsiți sub dărâmături să mai fie în viață scad dramatic. Bilanțul definitiv al catastrofei ar putea fi mult mai grav decât miile de morți și dispăruți consemnați până în prezent. Doar într-un singur oraș devastat de tsunami, numărul celor dispăruți fără urmă s-ar putea ridica la 10.000, potrivit autorităților locale.